Ministerul Educației a anunțat structura anului școlar 2018-2019. Aceasta însumează 168 de zile lucrătoare și va începe pe 10 septembrie 2018 și se va încheia pe 15 iunie 2019. Structura anului școlar cuprinde semestrul 1, 10 septembrie 2018, 1 februarie 2019 și semestrul al doilea, 11 februarie 2019, 14 iunie 2019. Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel. Vacanța de iarnă, 22 decembrie 2018, 13 ianuarie 2019. Vacanța intersemestrială, 2-10 februarie 2019. Vacanța de primăvară, 20 aprilie-5 mai 2019. Vacanța de vară, 15 iunie-15 septembrie 2019. Suplimentar, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 27 octombrie-4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa 8-a în data de 7 iunie 2019. Programul Național Școala Altfel are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 31 mai 2019 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. Desfășurarea programului Școala Altfel nu trebuie să coincidă cu perioada alocată susținerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc de regulă la finalul semestrelor după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează în general în perioada vacanței de primăvară, potrivit unui calendar specific. Unitățile de învățământ și inspectoratul școlar vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, și ziua de 5 iunie, Ziua Învățătorului. În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climatice și de specificul zonei și al școlii, inspectoratul școlar județean poate aproba la cererea conducerii unităților de învățământ modificări ale structurii anului școlar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență, ca intemperii, epidemii sau calamități naturale, nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.